Doamnelor, domnilor, bună seara! Suntem la Tezaur Folk, emisiunea Suflet de Artist. Sunt Maria Stoianov și vă invit timp de o oră să ne urmăriți, pentru că avem invitați pe măsura așteptărilor noastre. Astăzi, în emisiunea noastră, am invitat două suflete pereche, tată și fiică. Este vorba de Dumitru Pleșca. Bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră! Și bună Daniela și Pleșca. Bine ați venit! Suflete dragi mie, în primul rând, noi avem o colaborare foarte frumoasă cu Daniela. În sfârșit am ocazia să îi strâng mâna, așa, strângem mâna, domnului Dumitru Pleșca. Sunteți la emisiunea Suflet de Artist, o emisiune privită de mulți oameni care așteaptă abia să vă cunoască. Bine ați venit acasă, în primul rând. Bine v-am găsit. Așa. Dacă nu te superi, putem să ne tutuim în această emisiune, da, pentru că suntem la o emisiune de suflet și descoperim, descoasem sufletul omului. Iar Daniela ne va cânta și încânta cu vocea ei frumoasă, cu ochișorii ei blânzi și să începem de la iubirea care a născut două suflete în familia voastră, două fete cu cuiete, care sunt, nu știu, florile voastre din grădină pe care le creșteți cu drag. Din ce părți veniți și de unde veniți, spuneți-ne, să știe toată lumea. Deci venim de aici, de la poalele Codrului, din Strășeni, un orășel frumos, care e plin de talente, plin de oameni buni, de gospodari, de suflet frumos. Dumitru, aveți două fete, una este medic, alta va fi artist, sper să mai aibă o specialitate. Plecarea ta la muncă în străinătate, peste hotare, dorul pe care tu îl porți acolo când ești în cursele lungi pe care le faci, munca ta, cum îl ții în suflet? Ce simți tu atunci când nopțile nu dormi, zilele nu dormi? Deci e o temă foarte dureroasă pentru mine, pentru că, și nu numai pentru mine, dar normal pentru toată lumea plecată de pe meleagurile natale. Deci e o perioadă cât stau la muncă foarte dură, pentru că mă macină zi și noapte, clipă cu clipă, dorul de casă, de fetele mele, de nevasta mea, care o rămas toată povara gospodării pe umerii, care e un om foarte de treabă, ambițioasă, muncitoare ca o albinuță. Într-adevăr, așa este. Și învățat și fetele mele, care îi sunt mâna dreaptă și care duc toată povara gospodării, care avem o gospodărie mare, care necesită permanent muncă, întreținere și mână de gospodar. Tu ești artist, practic, pentru că tu ai studii muzicale și schimbatul ăsta de meserie, cum ți-a fost? Cum ți s-a dat? Ușor? Greu? Deci a fost o decizie... Conștientă, cred că. Conștientă, dar nu am răvnit spre faptul ca să-mi schimb meseria. Meseria mi-am ales-o cu drag. Mi-am făcut o perioadă cât am activat ca profesor, ca dirijor, mi-am făcut-o cu drag și cu dăruire de sine. Dar a fost consecințe materiale. Ca la toată lumea. Ca la toată lumea, care am fost nevoit să plec în străin. Și credeți-mă că meseria care o fac acum, o fac cu precizie, cu ordonanță, dar o fac cu mai puțină plăcere. Pentru că este diferența în faptul că omul își face meseria care îi place și o face bine, și face alte meserii care nu prea îi place, dar e nevoit să o facă. Și tot e dator să o facă bine, pentru că orice lucru în viață care îl facem, ori îl faci, ori nu îl faci deloc. Așa este. Să trecem un pic la acel dor despre care am început emisiunea și cu care am început emisiunea. Dacă dorul tău e pe roți și nu știi cum să-l împarți, să-l dai la cele trei suflete care te așteaptă acasă, am să-l întreb pe Daniela cum împarte ea dorul, ce face ea cu dorul pe care îl poartă față de tine. Eu dorul cânt. Frumos, dor, cred că dorul este cel mai profund sentiment pe care poate avea oricine și orice copil, mai ales copiii țin foarte mult la părinții lor și nu numai. Și este o durere în suflet atunci când
nu ai părinții alături. Tu ești Mezina și mă gândesc că cu siguranță stai mai mult în brațele tatălui tău. Mă strădui chiar să stau mai mult în brațele. Atunci când vii acasă și îți vezi fetele, îți vezi gospodăria, îți vezi nucii de la poartă care cresc, care ați sădit voi împreună cu soția draga ta, Galina, mai vrei să pleci înapoi? Deci dacă aș avea de ales, că nu cred că aș pleca niciodată. Pentru că străinii te macină, este un sentiment cât de bine nu ai fi prin străini, oricum dorul de casă este o atracție care nu poți să te lupți cu ea. Rădăcinile își fac efectul lor, te aduc acolo de unde ai pornit. Tu ești șofer acolo pe mașină mare, curse lungi. Efectuezi în toată Europa, cred că te miști. Da. Spune-mi, te rog, colaborând, vorbind, fiind în legătură cu oamenii din țările de unde pleci, ne deosebim noi de ei? Da. Prin ce? Da, prin mentalitate. Care e mai... În Europa e mai avansată, au alte criterii, alte valori. Noi suntem mai un pic mai... cu doi pași în urma lor, aș spune. În acest moment vorbim de meseria ta, a doua meserie, de nevoie, că trebuie să-ți ajuți fetele tale, gospodăria, să o menții. O să punem pe post o melodie înregistrată și am să o invit pe Daniela să cânte melodia în scena noastră, Tata. Se plânge că este greu, că-l macină dorul mereu. Prin străinătate își duce viața pe roți. Tată, oare cât ai să mai poți? E noapte, drumul este lung. Tată, fug în vis să te ajung. De oboseală ochii tăi se închid. Deschide ochii, tată, în vis tot strig. În noapte doar motorul se aude. Cu el vorbești, tată, dar nu-ți răspunde. Și te cuprinde un dor, lacrimi-ți curg. Și-ți pare drumul atât, atât de lung. Căci anii prin străinătate, departe de casă, tată, mai repede fug. Azi numărăm 50 de toamne, când au trecut, spune-ne, Doamne. Străinătatea te-a albit, tatăl meu, sunt suflet din sufletul tău. Azi este ziua ta, e sărbătoare, au trecut, tată, 50 de toamne. Noi suntem cu toți la masă, azi e ziua ta și ești acasă. Suntem la emisiunea Suflet de Artist. Te întreb pe tine, pentru că pe Daniela o văd în mai multe spectacole alături de mine și știu despre ce și cum trebuie să o descos, dar te întreb pe tine, îți place sau ce părere mai corect ai de Daniela ca artist, la nivelul ei care se află astăzi? Deci dacă să vorbesc despre Daniela, nu... ca fiica mea. Da, ca un artist, dintr-o parte, deci, așa, să analizăm. Văd o persoană modestă, cu bune maniere, cu un aspect... frumos! Fantastic! A, ce cioară nu-și laudă puii! E frumos, așa. Într-adevăr, este un copil frumos la chip și suflet. Da, așa este. Maniera de interpretare, cântecele, felul ei de a se ține ca artist în scenă, dacă te uiți dintr-o parte, nu ca părinte, ca un simplu spectator. Așa, deci are o ținută scenică foarte, aș spune eu, pentru vârsta ei, e mai avansată, mai cizelată. Mai coaptă. Mai coaptă, așa este. Iarăși, ceea ce face, modul de a interpreta,
și bine, bineînțeles și vocea care așa o văd eu cu un timbru deosebit, nu prea... Găsești, întâlnești atât de des așa timpul, da? Da, are un colorit al vocii așa mai deosebit. Eu, spre exemplu, văd un viitor luminos pentru dânsa, văd niște scene, niște, o viață de artist foarte interesant. Eu, în general, o sfătui pe Daniela să îmbrățișeze o altă meserie. Ea cântă, cântă frumos, poate să fie artist complet, dar să fie poate un medic bun, nu medic, nu, mă uit la privirea ei pentru că are soră medic care a muncit toată noaptea și zilele petrecute asupra cărților și în cărți, cu ochii în cărți. Poate va fi un avocat bun, de ce nu, un jurist, poate un filosof, cine știe. Dumitru, în străinătate, cu dorul acela despre care am vorbit la începutul emisiunii, ai avut momente unde te-ai oprit, ai oprit mașina pe marginea drumului și pur și simplu ai plâns. Bărbații rar plâng, dar au și ei intimitatea lor, unde pur și simplu răbufnești. Da, cred că am avut și un moment de a plânge, nu e o rușine, e rușine de... pentru un bărbat de a nu te purta ca un bărbat, de a ofensa pe cineva, mai ales o femeie, un om apropiat, dar a-ți reda emoțiile prin lacrimă, asta nu e o rușine. E o rușine de a te purta nedemn, de a fi un bărbat, de a te numi bărbat. Au fost momente și au fost multe, iarăși e legat de dorul, de casă, de... auzind de succesele lui Daniela, de succesele Doiniții, care deja a trecut perioada de studenții care știu că a fost prea dură, da. Am fost mereu la telefon, ne-am auzit, ne-am ajutat prin vorbi, prin sfaturi, pentru că familia pentru mine e ceva din nedescris. Fetele mele pentru mine e ceea ce am realizat eu cu mămica fetelor în viața asta. Nu contează mai mult nimic. Asta e cea mai mare valoare a omului. Asta este bogăția neamului nostru. Așa este. Când te bucuri, vezi că Daniela face muzică, Doinița face medicină, copii care știu ce au de făcut în viață și care muncesc. Într-adevăr, ca să obții ceva, muncești mult. Foarte mult. Voi locuiți la marginea satului, orașului, mai corect. Dar fiindcă sunteți într-o mahala, așa arată ca un sătuc bine amenajat, ați sădit când erați voi mai tinerei un rând de nuci. Acum nucii sunt mari. Da, deja avem roade. Aveți roade? Ați bătut nucii în toamna asta? Da, da. Chiar ieri am strâns, am adunat. Sunt molcuți la coajă? Diferiți. Diferiți. Ca și oamenii. Noi cu Daniel avem pregătită o piesă. Cum se numește? Părinții mei piesă? La o margine de sat. La o margine de sat. Chiar dacă locuiți în orașul Strășeni, în municipiul Strășeni, vreau așa în studio să ne cânți, Daniela, această melodie. Hai să încercăm pe viu așa să asculte cei care ne privesc că emisiunea Suflet de Artist este o emisiune chiar de suflet, cu oameni care își împărtășesc bucuria, dorul, tristețea din sufletul lor. Iar acum Daniela Pleșca ne va cânta despre nucii sădiți de mama Galina și tata Dumitru, care cresc, care dau roadă și ca și fetele se fac mari. Chiar la margine de sat, colo sus în mahala, e căsuța mea, e căsuța mea. Și la straja ei voinici, acum mare, atunci mai mici, stau în rând de nu. Un rând de nuci i-au sădit părinții mei când erau mai tinerei. Părinții
părinții mei, părinții mei, toată roa florilor s-a ascuns în ochii lor. Roa florilor, roa florilor în ochii lor, roa florilor. Părinții mei, părinții mei, trec anii, Doamne, trec și ei. Părinții mei, părinții mei, dar tine rămân ei, tine rămân ei, în ochii mei, în ochii mei, părinții mei, părinții mei. A doua strofă cum sună? Este important versul, pentru că cuvântul a fost la început și melodia este doar un murmur a sufletului. Ție a doua strofă, Dana, că e frumos. Și ce dor mi-este de ea, de căsuța draga mea, de căsuța mea, de căsuța mea, are mirosul de Paști, de a mamei cozonaci, cum doar mamă tu îi faci, cum doar mamă tu îi faci. Tată, și-n ochii tăi atâta dragoste în ei, în ochii tăi, în ochii tăi. Și-n brațe când mă strângi să-n văd tu, tată, plângi de bucurie, plângi tu, tată, plângi de bucurie, plângi. Părinții mei, părinții mei, trec anii, Doamne, trec și ei. Părinții mei, părinții mei, dar tine de ei. Bravo, Dana! Am văzut lacrimi în ochii tatălui tău și, Dumitru, să-ți spun sincer, de câte ori aud această melodie scrisă de mine, interpretată de Daniela, de atâtea ori mi se face pielea de găină și mă gândesc, o părticică din sufletul tău de artist sau cea mai mare parte este între acest chip angelic și cu atâta frumusețe interioară. Așa este, pentru că
Așa probabil a vrut soarta ca să poată Daniela să realizeze visul care l-am avut și care l-am purtat de ani de zile. Asta mi-am dorit să fac. Mi-am dorit să fac muzică, să cânt. Mi-am dorit să activez ca profesor. Să văd frumosul altfel cum îl văd la momentul de față, făcând alte meserie. Și mi-am dorit ca Daniela să-mi pășească pe urmele mele care au rămas în tinereț, în trecut, cândva acolo, cu toate visurile care le-am avut. Pașii ei sunt siguri, fermi. Te asigur și eu de asta, pentru că văd cum muncește. Spune-mi, te rog, în afară de dirijat, tu ai cântat și la trompetă? Da, sau deci, la alt instrument de suflat, dacă nu greșesc? Nu, am cântat la trompetă. Aha. Deci primul instrument al meu l-am avut trompeta și astăzi vreau să-mi amintesc cu drag de primul profesor al meu care mi-a pus instrumentul în mână, domnul Gheorghe Mugureanu, care îl salutăm dacă este. A făcut, a înființat o orchestră pe atunci în sat din Puștani. În care sat? În Recea, da. De unde vii? Da, de o orchestră din elevi, din Puștani, care am ajuns să ne batem cu orchestre mai renumite de prin... Serios? Erați buni? Cum erau înainte festivalul, da, se petreceau deci, în raioane, am avut o orchestră foarte bine aranjată, cu uniformă, cu instrumente, deci a fost primul profesor când am început să cânt la trompetă. După aia au urmat alții care au urmat studiile, au urmat alte instrumente care le-am studiat. Și la ce instrumente ai mai studiat? Păi am studiat și acordeonul, am studiat pianul, am studiat chitara. Uite, apropo de chitară, împreună la două chitări cântați acasă? Încercați? Nu prea am avut ocazie. Nu, nu că, timp, nici timp? Pentru... Dar mai ții minte la chitară acordurile? Da, așa, mai... Doream de mult să-mi iau o chitară, să o am permanent cu mine, dar nu prea am eu... Acum aveți două chitări acasă. Asta și mai aveți una. Da, am în vedere că să am o chitară cu mine. Plecat, în mașină? Plecat. În plecare? Dar, bine, pofida multor... Circumstanțe? Da, circumstanțe, dar pe parcurs. Dar trompeta nu o iei cu tine în mașină. Măcar când te oprești pe un deal prin Belgia, Franța, pe acolo, pe unde pleci tu, să scoți trompeta așa și să-i zici de dor, măcar, chiar dacă nu ți-i minte melodiile, măcar să trompetezi din trânsa, să suni trompeta, să nu te aud nimeni noapte, doar luna și stele. Da, ar fi bine și asta pentru că să-ți treacă dorul. E un mod de a-ți petrece timpul liber, care nu prea l-ai bine în pofida, dar ceva pentru suflet trebuie să aibă om. Bine, mai fredonez ceva, dar mai mult stau cu urechea pe CD-ul Dani. CD-ul, da. Doamnelor, domnilor, vreau să vă arăt la cameră. Ăsta este un CD realizat de Daniela Pleșca cu suportul familiei, doar a familiei. Este vorba de 17 melodii pe care Daniela le interpretează atât de frumos și vreau să o felicităm pe Daniela cu toții, pentru că Daniela la o vârstă fragedă a avut 2 ani în urmă, da? Un an în urmă, a susținut un spectacol mare. De 2 ore, cât Dănuța a ținut în spectacol? 2 ore, jur de 2 ore și... Da, unde a fost împreună cu aleși interpreți de la noi și vreau să o felicit pentru că nu la toate spectacole și nu la toți începătorii vine Vitalie Dani, Gabriela Grădinăriu, Sabina Antoci, Tatiana Romaniuc. Dumneavoastră. Eu acolo sunt nelipsită, eu acolo ți-am moderat spectacolul. Grupul de dansatori Baștina de la Casa de Cultură.
da, din Strășeni. Cine a mai fost? A fost și Michel Josan, fotograful din Strășeni, un băiat foarte tânăr și foarte talentat. Și mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine la acest concert, la această frumoasă realizare, familie în primul rând. A fost și doamna primar și domnul președinte de raion și a fost multă lume, sala a fost plină. Pe postul nostru de televiziune este transmis acest spectacol, iar aceste CD-uri sunt 3 la număr. Dacă cineva ne va contacta aici la Tezaur Folk, o să vă le dăruim. Nu ești împotrivă, Dănuța. Să le ascultați. Puteți să urmăriți pe Daniela Pleșca pe rețelele de socializare, să-i urmăriți filmările modeste, dar cu mare trăire emoțională. Și acest CD, vreau să vă spun, este în colaborare cu aranjorii Dinu Matveievici, Ivan Linkovski, Ion Condrea, studioul din Ialoveni, și este un CD care cuprinde muzică populară, muzică ușoară, rock. Și vreau să vă spun că Daniela Pleșca este o artistă completă. Este maestră în interpretarea diferitor genuri de muzică și este maestra cuvântului. Dana, am să te rog acum pe tine să ne reciți ceva, dacă ai din Eminescu, mi-ar plăcea măcar o frântură cu chitara acompaniându-te, ceva, ce ai să ne reciți? De la Nistru până la Tisa. Vedeți ce înseamnă patriotismul sănătos? De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns umisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, din muscalii de acălare, de la mare la Hotin, mereu calea ne-a ținut. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, la arhimandritului toată grija schitului. Tu te înalță din mormânt, să te aud în consonânt, să te aud în consonânt și Moldova adunând. De-i suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată, suna de două ori, îți vin codrin ajutor. De-i suna și a treia oară, toți dușmanii or să piară, toți dușmanii or să piară, din hotară în hotară, din hotară în hotară, din hotară în hotară. Drag sufletel, tu n-ai recitat, tu ai cântat atât de frumos. Eu nu știu un alt părinte mai fericit decât tine, Dumitru, pentru că ai un copil, nu-l laud acum, dar spun un adevăr, ai un copil talentat, dăruit de Dumnezeu, cu har. Și fiindcă noi stăm în meditația celor auzite, Daniela, vreau să ne reciți și poezia noastră. Da. Sigur, poezie semnată de dumneavoastră. Ia să vedem ce spune cuvântul acompaniat de chitară. Cine sunt în lumea asta? Întrebare fără sens. N-a răspuns la ea Socrate. Pe el, cine l-a înțeles? Cine suntem noi sub soare? Poate am venit cu un scop. Poate suntem doar o floare în Eden sau mărul copt. Cine-i? Cine-i omul, Doamne, căci e păcătos din fire? L-ai spălat pe om cu sânge. Sânge sfânt să aibă zile. E prea scurtă viața noastră. Căutăm mereu răspunsuri. De ce nu trăim noi oameni mulțumiți cu neajunsuri?
și născut dintr-o iubire, o suflare pe pământ. Am găsit răspunsul, Doamne, sunt un suflet, suflet sunt. Și în acest moment, ca să facem o legătură frumoasă între cuvânt și melodie, vreau să punem pe post videoclipul semnat, realizat de Michel Josan, M-am născut dintr-o iubire. M-am născut dintr-o iubire, o suflare pe pământ, o fărâmă de amintire, o secundă, Doamne, sunt. M-am născut dintr-o iubire, o suflare pe pământ, o fărâmă de amintire, o secundă, Doamne, sunt. Timpule, nu te grăbi, oriunde, oriunde ai fi, mai lasă-mă, floare, să fiu, cât am sufletul viu. Timpule, nu te grăbi, oriunde, oriunde ai fi, mai lasă-mă, floare, să fiu, cât am sufletul viu. Am urmărit acest sensibil videoclip, așa cum am putut, l-am realizat. Dumitru, atunci când vii acasă, mă gândesc, după o muncă grea și după o muncă unde nopțile îți sună doar vocea Danei, ascultând-o, când vii acasă, mă gândesc că te odihnești. Mi-a spus soția ta, draga Galina, că te pune la muncă. Știu că ele fac murăturile, ele fac vinul, tu reușești să vii cam pe la sfârșit de lucru. Când ajung acasă, sunt multe chestii mărunțișuri care... Trebuie făcute de un bărbat. Da, deci se acumulează parcurs, dar vreau să fac multe la maxim. Deci, ca să vă spun așa, ca să vă faceți o închipuire, deci plecând înapoi, întorcându-mă la muncă, eu pot să stau până la 1-2 noaptea ca să avansez, termin la maxim ceea ce mai este de făcut, ca să le las. Până în ultima clipă de a pleca. În ultima clipă, da. Și atunci care e odihna ta? Sau că le vezi, că le strângi în brațe? Odihna mea e să fiu cu familia la maxim. Deci să savurez orice clipă, orice moment. Da, eu o duc pe Dana la școală. Păi școala e aproape, la... chiar o duci în fiecare dimineață? Da, în fiecare dimineață. Mamă, ce o alentată! Mă întâlnesc, urmăresc timpul, că mă gândesc că uite, acum și o să vin. O întâlnesc pe Doinița, mă duc și o caut pe mama de la muncă. Le adun pe toate acasă, că vreau să fie toate acasă, să mă bucur de orice clipă care trece, să fim toți împreună. Mă gândesc că sunteți o familie foarte ideală. Chiar niciodată nu aveți niște ieșiri de astea așa mai... Fetele vă sunt cu minți? Fetele, da, sunt cu minți, sunt ascultătoare, dar sunt diferite. Daniela e mai liniștită, Doinița e mai impulsivă. Da, Daniela și la Doina ați împărțit în două, și Doina mamei. Seamănă mamei, da. Foc. Galina este foc. Da, e o fire mult mai energică, mai impulsivă, mai... Eu sunt mai așa, mai... Întotdeauna am admirat la Daniela reținerea asta, având emoții, transpirând atunci când imprimăm o piesă, dar foarte calculat. Și chiar am întrebat-o, cui semeni, fată, de știi să-ți ții în frâu emoțiile? Mi-a spus, cui? Tata. Nu știu cum, când rostește Dana cuvântul tata, este altfel.
altfel este rostit, cu altă sensibilitate. Atunci când imprimăm un cântec și a fost într-o emisiune cu piesa La o margine de sat, în momentul când în ziua aceea tu ai plecat peste hotare, te-au petrecut. Da, 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 mi-amintesc. Și așa interpretare eu n-am mai auzit. Chiar nici în studio nu a reușit Dana să capteze toată emoția dorului și despărțirii de tine ca în acea emisiune. Este fantastic. Și fapt că v-ați împărțit fetele, una mamei, una tatălui, mă gândesc că v-ați făcut parte dreaptă. Da, cred că așa, pentru că Dumnezeu s-a gândit să mai fac un doctor, dar să-i dau și un Dumitru ceva să... Să-i fac bine sufletului. Au făcut parte dreaptă și cred că a făcut bine. Vreau să te întreb, rudele voastre, ce părere au că Dana este pe calea de a fi o mare artistă, pentru că acum este o artistă începătoare, la început, dar ea va fi și, o prognozez ca o ursitoare, să fii Dana, o mare cântăreață a noastră, să ne mândrim cum ne-am mândrit cu Nina Ermurache, Maria Drăgan, Angela Păduraru, de ce nu? Și eu cred că așa și va fi. Rudele voastre, ce spun de artistismul ei, de prestația Danii? Da, sunt darnice la laude sau mai rezervate? Sunt diferite. Pentru că cineva vede în felul său, adică individual, cineva se uită mai sceptic și pare că asta e o pierdere de timp, asta e... Sunt și așa oameni? Da, da, da. Te-am provocat asta special? E, asta e adevărul. Îndemnându-i, scuze că te întrerup, îndemnându-vă, dragi și scumpe neamuri, nemurele, să vă uitați un pic altfel la această crenguță crescută din rădăcini sănătoase, să vă uitați altfel, să o admirați, pentru că un suflet de artist este un suflet foarte sensibil, este un suflet aparte, este un suflet nu ca voi, poate nu nici ca noi, este un suflet ca o țigâncușă de asta, ca o floricică, un suflet fin, firav, care se poate frânge. Eu sper că Dana, știind și transmițându-se de la tine la ea aceste frâie care știe să-și țină bine emoțiile, să le transmită doar prin voce și ochi și manieră, să-i facă și să-i țină de bine. Pentru că sunt mulți artiști care au început și s-au frânt la un moment dat. Eu, de exemplu, de multe ori am spus-o și mai repet, mulți îmi spuneau, la vioară trebuie să cânti așa, cu vocea nu trebuie să cânti pentru că tu ești instrumentistă sau nu ai școală vocal, de vocală. Dacă mă uitam la toți oameni buni, nu eram eu azi Maria Stoianu și nu erau piesele scrise pentru majoritatea interpreților de la noi și pentru acest sufletel, pentru Daniela Pleșca. E corect, eu cred că un artist trebuie să cânte din suflet, cu dăruire de sine, pentru oameni, pentru a bucura alte inimi, alte vieți. Asta e locul artistului pe această lume. Dumitru, vreau să încercăm și noi în două chitări, așa? Eu nu cânt la chitară rar, că nu văd pe Dana atunci când și eu la chitară. O piesă dragă sufletului nostru. Și să încercăm așa pe viu ca cei care ne urmăresc la Tezaur Folk, emisiunea Suflet de Artist, să vedeți că un artist trebuie să poată să cânte în direct, nu numai pe fonograme, dar să ascultați și să vibrați odată cu noi. Dana, dacă eu greșesc cumva acordurile, dă-i bătaie tu înainte, pentru că tu ești chitaristă, tu faci. Da. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești.
doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Tuc, 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 bate inima mea. Tuc, 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 bate inima mea. Tuk 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 bate inima mea. Doar când iubești, doar când iubești, raiul ți-l găsești. Doar când iubești, doar când iubești, raiul ți-l găsești. Doar când iubești, doar când iubești, raiul ți-l găsești. Doar când iubești, doar când iubești, raiul ți-l găsești. Tuk 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 bate inima mea. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Doar când iubești, doar când iubești, viața ți-o trăiești. Tuc, 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 bate inima mea. Tuc, 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 bate inima mea. Tuc, 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 bate inima mea. Tuc, 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 bate inima mea. Mamă, n-am greșit niciun acord. M-am foarte ținut, bine, m-am ținut. Bine. Ți-a plăcut, Dumitru? Foarte frumos. Eu sper, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori a televiziunii Tezaur Folk, să vă placă și să vă bată inima în ritmul nostru. Nu vrei să încerci la chitară? Cred, cu altă ocazie. Știu de ce. Munca și timpul furat nu-l mai poți întoarce. Se spune că dacă nu trăiești momentul în timpul dat, nu-l mai trăiești niciodată. Toate lucrurile trebuie trăite în același moment în care ești în armonie cu sufletul tău și cu viața, să zic, în ritmul vieții. Dumitru, întorcându-mă iarăși la familia voastră, de multe ori mulți se plâng că nu ne merge bine, că uite, nu avem noroc, nu vreau să vorbim de noroc, mulți nu știu că noroc este un spirit care nu trebuie să-l pomenim. Ăsta e a lăcomiei, a răutății și trebuie să spunem că nu avem parte de, dar norocul trebuie să-l lăsăm. Dacă scărturar cei care mă ascultă, o să înțeleagă despre ce este vorba. Se spune că norocul este un duh a răutăților și e greșit să spunem că nu avem noroc, că nu găsesc norocul, că mă părăsesc norocul. De aceea să lăsăm norocul la o parte și să vorbim de ce avem noi parte. Ce ți-ai dorit în viața asta mai mult decât ai acum? Pe tine te întreb ca bărbat, ca familist, ca tată, soț. Deci dacă vorbim de... n-aș vorbi de valori materiale, pentru că... A, da, bine, sunt pe locul 2. Sunt pe locul 2. Mă bucur că spui lucrul ăsta. Văd în primul rând valorile spirituale, de ce are nevoie omul sufletește. În primul rând are nevoie de familie, să-și vadă urmașii, să-și vadă copiii, să-i vadă oameni la locul lor, să vadă, să bucure de succesele care le au copiii. Pentru că asta e ca vorba din Străbun, ce-i sameni, ce-i aculeci. Așa este. Și e important să avem o roadă bună în sensul ăsta a cuvântului. Să ne vedem copiii, oameni, să bucuri
Deci nu numai sufletul nostru, dar să aducă un folos societății unde cresc, țării, unde locuiesc. Asta e cea mai mare realizare care poate să o vadă un părinte, așa o văd eu. Altă parte a monedei. Da, monedei este și partea materială. Dar partea materială trebuie de combinat una cu alta, ca să găsești așa o... Dozată trebuie. Da, balanță. Dozată, să găsești așa balanță, un mijloc, ca să fie, pentru că dacă e suprapusă, nu e bine. Așa o văd eu. Frumos spus. Partea asta materială trebuie dozată ca și iubirea în viață, e trebuie dozată, controlată. Ca și faptele noastre trebuie dozate, controlate. Și atunci ai echilibrul ăsta, balanța despre care vorbea Daniela. Dana, tu ai crescut de mică fiind iubită și îngrijită și de părinți și de sora ta. Ce legătură ai tu cu sora ta? Foarte bună întrebare, doamna Maria, dumneavoastră. Știți că sora mea este ca a doua mamă. A fost alături de mine mereu, de mic, a avut grijă de mine ca o mămică așa. Și a fost acea care mereu mi-a dat sfaturi utile. Și este. Și este. Auzi, dar te mai cerți vreodată cu ea? Foarte des. Te nervează vreodată? Ne enervăm una pe alta. Și cum depășiți acest moment? Foarte simplu, foarte ușor, firesc. Tu ești mai mică, trebuie să o asculți. Eu nici sunt de acord cu dumneavoastră, eu mai sunt mai modestă, mai tacă, dar ea e foc și pară și spune tot ce are de spus. Vreau să vă spun o întâmplare. Eram într-un turneu cu Daniela, nu țin minte, ori la Slănic Moldova, ori în Tulcea, ori unde am fost noi împreună. Și într-un moment dat, Doina fiind cu caracter așa ca al meu, îi spune: du-te încolo, fă încolo, îndreaptă-ți brobada, fă așa, fă așa. Și Dana, calmă, foarte calculată, se uită la ea și spune, se uită la mine, cu coada ochiului la ea, se uită la mine și spune: doamna Maria, așa mă mai enervez acum. Dar cu o calmitate debordantă. Așa mă mai enervez acum. Și atunci, uitându-mă la ea, am râs din tot sufletul meu și mă gândeam: cum te enervezi dacă tu ești atât de calmă? La noi s-ar surcelile când enervăm. Cred că și Doina e la fel, și Galina, pentru că ăsta e temperamentul nostru. E sangvinic, holeric, să zic așa. Dar ea așa a spus-o foarte calm: doamna Maria, așa mă enervează, așa m-am enervat. Și depășim momentele astea frumoase, pentru că și eu am o soră și suntem de caracter diferit. Iar ăsta este ca a doua jumătate a noastră, a sufletului nostru. Și e frumos atunci când copiii sunt educați cu valori creștinești, cu valori morale frumoase, când știi să-și respecte părintele, să-și respecte bunii, rudele care vă iubesc mai mult sau mai puțin, care vă laudă mai mult sau mai puțin, știți să le respectați, profesorii, oamenii din jur, și atunci totul, nu știu cum, pare prea ideal, Dumitru. Din cauza creșterii lor frumoase, într-o societate cu multe lacune, nu gândești că o să le fie greu să treacă prin viață? Da, probabil că vor întâlni multe obstacole în viață, dar eu sunt sigur că le vor depăși, pentru că sunt deștepte, sunt educate, educate, aș spune eu că nu am stat eu sau maică să le cicălească, să le spună: uite că nu-i bine așa, deci faci așa, că e bine să faci altfel. Eu cred că copiii noștri, noi nu i-am educat, ei ne-au copiat pe noi. Foarte frumos ai spus acum, chiar frumos. Sunt copia voastră, copia părinților. Mama mea, Dumnezeu să o ierte, nu a avut timp să stea cu mine, să mă ducă la grădiniță, cum eram mai de timpurile grele. Dar eu am copiat-o în toate pe mama mea. Am vrut să fiu mai bun, să o ajut să fac la maxim ceea ce e legat de gospodărie.
cred că așa au făcut și copiii noștri, așa se întâmplă la moment. Pentru e foarte frumos. Mult contează ce lăsăm în urma noastră. Vorbind de familie, de educație, vreau să o îndemn pe Daniela și să o rog să cânte pentru telespectatorii noștri Galbenă Gutuie. Eu nu te-am auzit în direct să văd cum ai învățat-o, dar mi-au șoptit mulți care te-au ascultat și mi-au spus că o cânti frumos, că interpretezi frumos această melodie. Dacă poți să ne fredonezi un pic, să ne-o... Așa? Dulce galbenă lumină, cum și eu băla eram, mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de șind. Și acum, când trece anul, parcă o simt îmbătrânind. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Galbenă gutuie, dulce nici globuri, nici petală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutui le-mpodobea. Ne-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și acum când luminează, n-am puterea s-o consum. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Sornic și al mamei plânset sfânt, luminează și se stinge o gutuie pe pământ. Luxul mamei cel mai mare, când copiii ne mai simțeam, era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată iarna noastră. Ne aplaudăm noi pe noi.
Foarte frumos! Eu sper că telespectatorii noștri ne urmăresc și în această vineri frumoasă, în această seară, aici la Tezaur Folk, ne vorbesc doar de bine. Dana, tu chiar cânti frumos și mă bucur că ați dat curs în propunerea mele, voi părinți, ca părinți, ca să studieze Dana chitară. Dana este o pianistă de forță, iar chitara o cunoaște de un an sau a doilea an de acum? Păi, deja a treilea aproape. A treilea. Te urmăresc pe rețelele de socializare, unde cânti și cu ansamblul tău de la școala de arte, cu chitariștii. Da, avem un ansamblu de chitariști de la școala de arte. Și profesor Frășei. Cine ți este? Profesor domnul Oleg Lucian. Dumnealui întotdeauna s-a axat pe tehnica noastră, să fim cei mai buni chitariști din orașul Strășeni și nu numai. Orașul Strășeni, nu numai, național, internațional. Da. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc foarte mult și vă salut, domnul Oleg, sunteți cel mai bun profesor de chitară. Așa, muzică străină la chitară cânti? Așa, rar. Instrumental. Instrumental cânt muzică spaniolă. Ia cântă-ne cineva, ceva așa, dacă poți, dânsa. Da? Așa, sigur. Un fragment măcar. Așa. Ia să vedem. Foarte frumos. Ce părere ai? Ai luat o hotărâre bună să studiezi chitară? Da, pentru asta vă mulțumesc foarte mult, doamna Maria. La început a fost așa o provocare. De fapt, un vis împlinit mereu. Mi-am dorit să învăț chitara. Chiar și tata mi-a dat la început câteva cursuri așa și mă învăța acorduri și spuneam, tată, vreau așa de tare să învăț la chitară și cântam la o chitară așa mai veche, care a fost... O chitară mai grea pentru vârsta ei. Și am zis că era și ea mai micuță. Da, îți promit că îți iau o chitară. Deci chitara care o are acum lângă ea, că mai are una acasă, asta i-am cumpărat-o fără să știi. Deci când am venit în concediu, da? I-am făcut un cadou, o surpriză. Dar de unde ai cumpărat-o? Din de Franța. La noi? Din Franța? Da. Are un sunet foarte bun. Și a doua chitară, am înțeles că ați... A fost un cadou din România, de la bunicul meu de suflet, domnul Schuller. Bun bunic ai, domnul Schuller. Bun bunic. De fapt, bunicii noștri, doi bunici, Ioan Titieni, care este preot în Gledin, și domnul Schuller, care Heinz Peter Schuller. Corect, e pronunțat. Și a fost un cadou, chitară acustică, o chitară specială, frumoasă la aspect și cu acordor, așa. Da, desigur, încorporat. Și a fost așa un cadou neașteptat. Oameni buni, faceți cadouri, că vă sunteți pomeniți. Deci ce-i legat de a doua chitară, aș vrea să fac o remarcă. Că noi chiar am fost la fabrica unde se produce, cu bunelul Schuller. Și noi ne-am ales-o, am zis că vrem, uite așa, și a fost chitară construită, neagră. Deci am luat-o exact de la producător. M-am bucurat că în această emisiune am fost toți trei pe aceeași fază. Sperăm că suntem pe aceeași fază cu telespectatorii noștri. Piesa care va încununa această emisiune... Am să rog pe Daniela să
stea în fața ecranului nostru sau monitorului nostru, așa improvizat, Tezaur Folk, să o interpreteze și sper că această seară de vineri o să rămână în memoria noastră ca echipă Tezaur Folk și în memoria dumneavoastră și în memoria telespectatorilor noștri. Dacă aveți câte un mesaj pentru cei care ne-au privit, vă rugăm să le spuneți ce doriți dumneavoastră, pentru că v-ați deschis sufletul doar atât cât ați putut și cât am putut să vă descos într-o singură oră. Sperăm să vă mai avem aici pe vatra emisiunii noastre, să zic așa. Domn Dumitru? Deci aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație la acest post de televiziune minunat care e deschis acum recent și deja văd că aveți mulți fani. Așa este. Vreau să vă îndemn pe toți să urmăriți Tezaur Folk, emisiunile Doamnei Maria, să ascultați muzică de calitate și să aprecieți munca unor oameni de artă care în fiecare zi vă aduce bucurie în casă și vă aduce zâmbetul pe față care avem nevoie în fiecare zi de el. Mulțumesc tare mult! Daniela? Și eu vreau să vă mulțumesc, doamna Maria, pentru că ne-ați invitat la dumneavoastră în emisiune și, dragi telespectatori, vă îndemn și eu, la rândul meu, să urmăriți acest post de televiziune, Tezaur Folk, care este difuzată muzică de calitate, artiști consacrați și cunoscuți la noi în Republica Moldova și nu numai. Și doresc cale bună și cale lungă, telespectatori fideli, la această post de televiziune, la acest post de televiziune. Vă mulțumim tare mult. Dumitru, îți strâng mâna, așa obișnuiesc. Danuța, îți strâng mâna ca o artistă, unei artiste. Doamnelor, domnilor, în această seară, asta am avut a vă spune. Sunt Maria Stoianov. Sper că ați fost cu ochișorii pe noi. În fiecare vineri seara de la ora 20 la 21, vă îndemnăm să ne urmăriți, să ne îndrăgiți și, de ce nu, să ne cunoaștem reciproc. Vă dau o întâlnire vinerea viitoare, iar acum o seară bună, noapte bună și nu uitați, Tezaur Folk este televiziunea sufletelor noastre.